De la primărie și igienizăm alul Bârzave și o să mergem dincolo să vedeți ce fac oamenii noștri. Și m-am pomenit că nu au voie să care vegetația pe aici. Ce ne-a spus? Că e proprietate privată. Eu i-am ajutat. Așa. Bun. Acum, dincolo, și o să mergem să vedeți, este practic gardul CFR-ului pe care îl igienizăm noi de la primărie și aici vreau să-i ridic doamnei Hidici de la L6, de la linia de cale ferată, rugămintea să-și igienizeze dânsa, nu să igienizăm noi proprietățile altora. Așa-i. Da? Fiecare cu proprietatea sa. Și aici avem două situații, nu, domnul Bădăluță? Aveți un spațiu aici și un spațiu dincolo. Da? Da? Și un spațiu dincolo. Așa. Uitați-le ăla din față. Și în spațiul ăsta sunteți în chirie la CFR, da? Da. Și funcționați cu un bar. Cum putem funcționa. Și aveți o toaletă. Am. Mergeți să o vedem imediat. Haideți. Unde o canalizați toaleta aia? În marginea râului, la blocul ăla. Toaleta asta nu are canalizare, domnul. Domnul primar, liniți mai bine ca toaleta, mine. Toaleta asta mai bine ca e mine? Din aia ca de la țară. Și celălalt terenul de chioșcu, celălalt cu chioșcu. Tot alu familia asta. Alu familia noastră. Și terenul a fost în concesiune de la primărie, da? Și este și acum. Am înțeles că e luat pe revoluționar. Sunteți revoluționar, nu? Nu. E contract de concesiune pe 10 ani. Nu, pe 49 de ani, vă spunem. Pe 49 de ani. Fratele meu care e acolo. Și fratele meu asta e revoluționar sau noastră? El. Eu nu mă oferi Dumnezeu de revoluționar. Da? Și doamna Sesterman cine? Deci doamna Sesterman a luat spațiul, da? Și după aia l-a transferat la Bădăluță, da. Companii. Da. Hai să ne arătați și nouă toaletele de aici. Haideți să le vedem. Contractul de chirie. Vă rog frumos să vorbim cu domnul de la Mișoara să manuleze contractul. Și concesiunea a fost dată lui Bădăluță Vasile. Cine este Bădăluță Vasile? Asta e vorba de partea aia. Aia l-altă, da. Noi mergem și acolo, da? Haideți. Este a cui concesiunea? Bădulță Vasile cine e? Dumneavoastră sau fratele? Fratele. Haideți să mergem. Haideți să mergem și acolo. Mergem. Și acolo totul în regulă, domnule. Cine este revoluționar? Dumneavoastră sau fratele? Și în baza dreptului de revoluționar ați primit concesiunea. Și vă rog frumos să nu în eroare să dați pe post că sunt aia. Toate ce altele anume? Sunt... Deci el este legal acum. Deci dumneavoastră vă întreb care și ce an. Dumneavoastră spuneți că locul ăsta e frumos, vă place. În centrul orașului. Da, ăsta că e la primărie, vă rog să filmați acolo. Da, care curge canalizarea acolo și al primăriei. De ce nu vă ocupați de chestia aia? Hai canalizare pluvială. Ați auzit așa ceva? Dom'le, fluvială, ce-o fi? Aia de apă de ploaie. Apă de ploaie. Apa de ploaie se poate duce în Bârzava. Dar nu rahatul de la toaletă. Și ăla tot ăsta. Bădăluță. Haideți cu camera, ca să vedeți certificat de urbanism. Domnule, lăsați asta. Apele române nu vă dau aviz să faceți așa ceva. Domnule, eu spun de certificat de urbanism. Certificat de urbanism? E dat de aia dinainte, știți dumneavoastră care. Domn primar, ăsta de un Ipeco pe lângă calea ferată, e la 3 metri de calea ferată, cu 5 ani o construit-o. Eu vorbesc despre malul Bârzave. Malul Bârzave acolo. Unde? Lângă calea ferată. Aici mai jos? Da. A făcut tot ca dumneavoastră. Păi și de ce ați dat autorizație de construcție? Nu eu. Dar antes... Nu are autorizație de construcție. Îl vom demola. Ăla de acolo. Da, îl vom demola. Vorbim de fântânilor, îl demolăm. Nu fântânile, aici vom face primar. Promenadă ca să se plimbe lumea. Asta se face dar aici. Nu barăcile astea. De la Peco, pe mare, lângă calea ferată. Haideți să fim serios. De la Peco. Deci, motivul domnule, pentru care sunt domnule, aici, să fie bineînțeles, cu oamenii mei, cu oamenii noștri de la primărie, cu oamenii noștri de la primărie, am venit să igienizăm zona. Și n-am fost lăsat nici măcar să trecem... Auziți, n-am fost lăsat să trecem cică prin proprietățile domnului Bădăluță. Nu e așa. Domnul Bădăluță este în chirie la CFR aici și aici este terenul primăriei. Nu puteți să ne interziceți. Care este concesionat de mine nu pe 49 de ani. Nu puteți să ne interziceți să igienizăm zona. Domnule, stați că vă arăt actul de concesionare. Act de concesionare 49 de ani. Nu puteți primar, să ne interziceți să igienizăm zona. Ce rugăminte am. Da. Dă rămațele și face, să facă primăria din alea deștepte, frumoase, cum credeți noastră că merită 2016. Ok, așa vom face. Așa, bine, vă rog frumos. Vă rog să ne lăsați acces să igienizăm zona. Totdeauna au fost. Mulțumesc.